Comparativ cu anii trecuți, la nivelul județului Dâmbovița se constată o creștere a numărului de pacienți care ajung la spital după ce au fost mușcați de câine. Potrivit coordonatorului Centrului Antirabic Județean, de la începutul anului 2011, 961 de pacienți au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost atacați de animale. Cei mai mulți, 873 dintre ei, au fost mușcați de câini, urmați de cei mușcați de pisici, cal sau cocoș. Din totalul celor năpăstuiți, 488 au primit și vaccin antirabic. Dintre cei care se prezintă, majoritatea sunt, curios lucru, din mediul urban, 268, pentru că sunt foarte mulți câini vagabonți și sunt plăgi în general la gambă, plăgi ușoare care n-au necesitat sutură sau... Deci nu, foarte rar se întâmplă să fie la cap. Pentru că vaccinarea completă pentru un pacient este costisitoare, ridicându-se la suma de 240 de lei, într-o primă fază la Centrul Antirabic se evaluează riscul de îmbolnăvire, iar dacă rana nu a cuprins organe genitale sau mâini, pacientul este sfătuit să urmărească animalul și să amâne vaccinarea. La 488 de din cei prezentați, deci aproximativ jumătate, noi, practic, la Centrul Antirabic evaluăm riscul de îmbolnăvire. Dacă câinele poate fi urmărit 2 săptămâni și plaga nu este într-o zonă cu risc mare de a produce boala, adică nu este la cap, la organe care prezintă enervație, filete nervoase și enervație, sistem nervos bine reprezentat, cum sunt mâini, organe genitale, pacientul este sfătuit să urmărească câinele 2 săptămâni. La aceștia putem să temporizăm, adică să amânăm vaccinarea. Vă spun aceste lucruri pentru că o doză completă de vaccin, adică 5 doze, costă în total 2.400.000 de lei. În cazul în care un pacient a fost mușcat de câine, primul lucru ce trebuie făcut este să se spele cu apă și să pună apoi cu soluție dezinfectantă, spirt sau rivanol. Deși până acum în municipiul Târgoviște nu a fost identificat niciun caz de rabie la câine, se iau măsuri de prevenție, iar pe 28 septembrie s-a celebrat și Ziua Mondială de Luptă împotriva Rabiei. Cu această ocazie, Direcția de Sănătate Publică a derulat o campanie de informare, educare, comunicare. Putem evidenția totuși eforturile depuse pentru a preveni și a controla rabia. Este în total un efort coordonat pentru ca populația să știe că această boală este ușor prevenibilă prin educație, prin vaccinarea animalelor și prin creșterea nivelului de conștientizare asupra modului de îngrijire a rănilor cauzate de mușcăturile de animale,